SCM Gloria Buzău va evolua duminică de la ora 18 în deplasare cu Handball Club Dunărea Brăila la sala polivalentă Danubius într-o nouă etapă a Ligii Naționale de Handball Feminin. Este a doua întâlnire dintre cele două formații, prima dată fiind în decembrie 2018, în cadrul ediției a 5-a a Cupei Dunărea. Atunci, după 60 de minute de joc, partida dintre echipa buzoiană și Handball Club Dunărea s-a încheiat la egalitate 28-28. După meciul de la Brăila de duminică, pentru SCM Gloria Buzău urmează un program foarte dificil cu încă 3 deplasări consecutive, la Vâlcea, la Cisnădie și la Slatina. Handbalistele din Buzău vor reveni în fața propriilor suporteri peste aproximativ o lună și jumătate.